Mesaj pentru Ioana. Cred că e ultimul mesaj. Hai, fată, să-ți dau niște lecții. Se pare că ție îți place să înveți. Că ești master of the puppet. Bine, puppet original. Nu, eu îți dau niște lecții așa de muncitor. Dintr-un omor, așa. Umor. Bă, eu sunt aproape Boșorog și mă rog, m-am rugat de tine. Ești la fel ca Adriana. Dă-ți limbi în pizdă cu ea. Eu ți-am zis. Ți-am prezis ce pula mea ți se va întâmpla în viitorul tău. Viitor? Ca un vifor? Ca o pulă. Ca nicio pulă, că n-o să mai ai pulă. O să ai bătaie în pula mea, că îl are coaie. Stai cu iubitul tău. Iubire! Eu nu sunt iubitul tău. Nu mai îmi da mesaje pe telefon. Te rog eu. Nu mai ne contactăm. Gata. Acum chiar că m-am enervat. Prate voi. Acolo e pe băitare. Eu vreau o femeie puternică. Dă-te-n pula mea de bășită. Ce pula mea să fac cu tine? Păi, aveam mai probleme, dar astea prostești. Adică nu prostești. Existențiale. Nu. Fate, îmi pare rău că am făcut chestia asta, că eu nu vreau. Eu chiar te iubeam, aia e ideea, da? Păi și iubirea are o limită. Eu nici la 18 ani nu mă fraiera gagicilii, da. Nu le ziceam nimic. Stădeam și așa. Fata, nu-mi place dualistii sau trialistii sau quatralistii. Hai să-ți mai zic ceva. Doamne sociolog, master of the blaster. Pentru viitorul tău, când vei alege un nebun, dacă unul bun, nu știu. Eu cred că n-ai ce să alegi decât unul nebun, dacă tați să vii să bătaie, îți dă pula mea ca-i coaie. Atât are coaie, că pula nu îi se spoară. Da, să o trage original. Te vă uitai că te-am bătut? Mamă, ce se uita cum te-am mai bătut! Uite că acum te bată, te rup. E nasos? Băi, e mai nasol să bat prin cuvânt. Pe cuvânt. Și tu ai făcut asta. Tu ai început. Ionuț Moralul? Îți place de Ionuț Moralul? Suge-i pula. N-ai ce pula să-i spui că e mort. De fapt, el e viu, dar are pula moartă. Mie-mi place de bărbații care e mort și are pula sculată. Îți vine să-l pupi pe pulă. Nu, fată. Un bărbat de obicei, pula mea, e mai copil decât o femeie. O femeie trebuie să maturizeze mai repede. De fapt, vârstele fizice nu prea contează. Contează vârstele psihologice. O femeie trebuie să maturizeze, de ce? Ca să formeze și să poată să nască. Eu vorbesc de oameni normal. Nu dă de ăștia paranormal.
Deci o femeie la o câțiva ani, pula mea, e pregătită, pula mea, să... Pentru că ea trebuie, pula mea, să aibă grijă de copil. Vreau bebeluși. Păi bebeluși, de pluși. Dacă n-ai, pula mea, grijă de mine, ca să, pula mea, să facem bebeluși, cum, pula mea, poți să ai tu grijă de bebeluși, fata? Sau cum, pula mea, poți să ai grijă de nebunie aia de căcat, dacă nu poți să ai grijă de un singur băiat? Deci nu mai te voi uita, nu mai îmi dați SMS-ul. Gata, s-a terminat. Nici nu mai vreau să fim prieteni. Asta, cu asta, basta. Gata, pa. De ce? Bă, frate, mie nu mi-a plăcut casa de nebuni. Eu mă duceam forțat, pula mea, dar... Am fost forțat, eu nu vreau să ajung acolo. Vreau să tai toate legăturile. Și singura legătură erai tu. Ce ține la tine, da? Știu că tu nu ține la tine. Eu nu-ți mortarul. M-ai indicat. Te-ai la mine. Ai căsat pe el. Problema e că nici după 2 ani de zile nu ți-ai revin la minte, cu toate că am făcut eforturi enorme. De mă doare în pulă de tine și mă doare în pulă de Adriana. Ai ca să-ți mai zic ceva. Trada pută de pizdă. De fapt, pute, că pizdele e curte, că de obicei femeile mai curate decât cu bărbați. Deci eu pot să agăț oricare. Pot să o iau, ai ca să o luăm. Logic. Intră în vorbă cu gagici, pula mea, te refuză unii. Până la urmă, pula mea, dă-mi 32 gagici, poate una vrea. Deci, fată, nu ești pizda cea mai pizdă. Ești doar o pizdă.